pentru că ne dorim să descoperim omul din spatele poveștilor, am să încep direct cu prima întrebare pe care ți-am pregătit-o pentru astăzi. Cine este Mihai Gherghe? Cred că doar o parte dintre colegii de la DB Schenker cunosc faptul că fac dansuri populare. Fac lucrul ăsta de aproximativ 25 de ani. Vreau să ne povestești puțin despre cum ai ajuns să ajuți oamenii nevoiași și câte proiecte ești implicat. Lucrurile au început acum aproximativ 15 ani. Să ne dai exemple de situații extrem de dificile care pe moment ar fi făcut să renunți, dar cumva ai reușit să le depășești. Situațiile astea dificile țin pe de-o parte de condițiile meteo. În momentul de față, proiectul despre care discutăm se numește Bucurie într-o cutie și are ca scop oferirea de cadouri unui număr de 10-15 mii de copii. Ce te face an de an să-ți menții motivația și să continui să te implici în astfel de proiecte? Este vorba de momentul în care înmânezi efectiv cadou unui copil. Se vede în ochii lui bucuria și cumva asta îți dă energia de a duce lucrurile mai departe în fiecare zi, în fiecare an.